Angajații de la CET Holbock au protestat astăzi pentru că s-a amânat implementarea legii prin care aceștia s-ar putea pensiona mai devreme. Angajații lucrează în condiții periculoase și vor ca acest lucru să fie respectat, așa cum este precizat în lege. Manifestații au avut loc la București și ieri. Angajații CET Iași spun că vârsta de 65 de ani este mult prea mare pentru o persoană care a lucrat foarte mult timp într-un mediu toxic și extrem de periculos. Disperați de situația în care se află, în jur de 30 de angajați au protestat astăzi cu speranța că se va pune în aplicare legea prin care angajații s-ar putea pensiona mai devreme. Această lege a dat mari probleme instanțelor. Curtea de apel Suceava a făcut un recurs pe înalta curte de casație și justiție, exact pe lege, pentru o lămurire, că multe instanțe dădeau, cum erau pro pentru salarii, multe erau contra. Și atunci, pentru o stabilire uniformă la toată lumea, au cerut părerea în alte curte de casație și justiție, care pe 2 mai a dat ok-ul pe această lege, adică este perfect aplicabilă, perfect valabilă, fără nicio problemă. Oamenii spun că vor doar să fie pus în aplicare dreptul câștigat în instanță. Salariații care vedeți în spate vor face plângere penală caselor de pensii. Vom vedea, nu știu, problema e foarte încurcată. Cât sunt în situația aceasta? Pe Iași sunt 190. Acum nu știm partea cealaltă cât mai vor, cât mai sunt. O parte cei pe Hunedoara doar au primit ok-uri la instanțe. Nu știu. În legea 197 specifica clar, se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Deci din 65 undeva la 52. Majoritatea din spate au 55-56, deci e în jumătate aproape reducerea. Dar avem conflictul ăsta de muncă, nu știu cât va mai dura. E o problemă. Mulți sunt bolnavi, mulți deja nici nu mai sunt printre noi. Zeci de angajați ai termocentralei Șalnița din cadrul complexului energetic Oltenia au protestat și ieri în fața unității în semn de solidaritate cu minerii și energeticienii care au intrat luni în greva foamei în fața Ministerului Muncii pentru deblocarea legii numărul 197 pe 2021.